doamna directoare de Genaro, domnul profesor, domnul conferențian universitar Dan Dascălu, care este și legatar testamentar al maestrului. Îl rog pe domnul președinte, vicepreședinte Rădulescu, să deschidă. Astăzi aici este o zi importantă, de fapt, 27, data de 27 februarie, este considerată o zi extrem de importantă pentru Forticel. Cred că poate fi instituită ca ziua Forticelului. Personal, nu cred că există vreo persoană sau personalitate, vreo clădire sau vreun eveniment care să personalizeze, să identifice mai bine orașul Forticeni. Cred că datele de identitate al orașului Forticeni sunt date de maestrul Irimescu și de muzeul Ion Irimescu. Astfel că eu o consider perfect legitim ca pe data de 27 februarie să ne salutăm între noi cu la mulți ani Forticeni. Personal, sunt convins că 2000 de ani de acum încolo, dacă vom sărbători sau vom comemora sau vom pomeni pe maestru Irimescu, nu vom putea să întoarcem nicio părticică din moștenirea colosală de care ne bucurăm astăzi. Știu că avem și alte datorii, avem datoria de a împlini și celelalte dorințe ale maestrului, printre care și construirea acelui centru de care pomenea domnul director. Vă dați seama că atât în nume personal, cât mai ales în numele președintelui Consiliului Județean, care din nefericire, din condiții de sănătate, nu poate fi astăzi prezent, vă asigur că în ceea ce privește Consiliul Județean va depune toate diligențele pentru constituirea acestui centru. Deja am pornit un demers de investigare a posibilităților prin care Consiliul Județean sau Ministerul Culturii și alte instituții pot să se asocieze și să demarăm lucrările. Vă urez tuturor un an bun. Darurile astea te îndeamnă la visare și la creație. Totul respiră aici dragoste. Aceste legături de sânge cu pământurile din care am plecat sunt pentru mine atât de puternice că oricât aș pribegi, dacă aș mai putea, prin lumea largă, nu pot scăpa de ele. Maestru Ion Irimescu s-a impus fără greutate în peisajul artei românești. A fost un artist al epocii sale, sculptorul unui secol. Trebuie să fim mândri că i-am fost contemporani și să îi prețuim memoria și talentul. Vă mulțumesc! Sărmâine, bună ziua! Bine ați revenit sau bine ați venit la Fălticeni! Vă salut cu respect și cu mulțumiri pentru faptul că putem fi astăzi împreună. Știu că într-o manifestare de acest gen, de obicei, se așteaptă un discurs al primarului. Îmi cer scuze că n-am să fac acest lucru, pentru că consider că sunt mulți alții care ar putea vorbi mai bine decât mine despre tot ceea ce înseamnă opera maestrului. Și vă rog să-mi permiteți să vă citez un mesaj de respect, admirație și prietenie de la câțiva prieteni recenți ai Fălticeniului. Dragă Fălticeni, cum imensă aripa timpului marchează împlinirea 110 ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu, primitoarea noastră gazdă cu ocazia recentului Congres Internațional Sănătate, Alimentație, Fitness și Bunăstare, Sana Bună desfășurat la Fălticeni în octombrie 2012, gândurile noastre se îndreaptă cu firească emoție spre acest semnificativ moment al recunoașterii unor realizări exemplare care confirmă munca grea, angajamentul și talentul maestrului. Programul aniversar organizat de Consiliul Local Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni, Muzeul de Artă Ion Irimescu și Fundația Culturală Ion Irimescu confirmă respectul comunității dumneavoastră față de valorile reale ale neamului nostru. Parcă nu întâmplător, tocmai cel care organiza semnificative reuniuni de cenacul la Fălticeni, Titu Maiorescu, spunea că arta vieții, rezervă, discreție, cumpătare, în genere negațiune și în rezumat abnegațiune.